Ieri, Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil pe Puiu Diaconescu. Ani susține că Diaconescu ar fi emis o factură de peste 1000 de lei de la o societate pe care o deține către întreprinderea de drumuri și poduri Gorj, societatea al cărei acționar unic este Consiliul Județean Gorj. Astăzi, fostul consilier județean a readus în discuție faptul că nu consideră că decizia Ani este întemeiată. Totul a fost o înscenare, acuză Diaconescu. Tot acest lucru cu 1330 de lei și cu această factură a fost un scenariu, tocmai pentru că devenisem incomod la nivelul Consiliului Județean, prin funcția pe care o ocupam și de președinte al Comisiei de Dezvoltare Regională și Relații Externe, și am luat poziții categorice privind unele proiecte, privind unele nelegiuiri. Diaconescu spune că va contesta decizia ANI. Nu fac obiectul articolului 90 care sancționează incompatibilitatea din capitolul incompatibilități ANI. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere oficial referitor la aceste acuzații. Călinoiu a fost supus astăzi unei intervenții chirurgicale la secția de ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.